iubiți credincioși, dăm slavă Dumnezeu pentru taina Sfântului Maslu, pe care am săvârșit-o în această seară frumoasă de vineri. Este important că ne găsim la rugăciune. Este pentru prima dată când vin la această biserică micuță, dar frumoasă, minunată, deosebită. Prinzez la invitația Părintelui Arhidiacon Doru. De aceea și mulțumesc pe această cale pentru invitație și mă bucur că ne-am rugat împreună în această seară. De aceea am să încerc să vă spun câteva cuvinte din ceea ce dă Duhul lui Dumnezeu. De aceea am început acest scurt cuvânt de învățătură cu aceste cuvinte chiar de la taina Sfântului Maslu. Le-am luat pe sărite. Duhul să nu-l stingeți, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Este vorba despre harul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt care se dă fiecăruia dintre noi la intrarea în creștinism și anume la taina Sfântului Botez. Atunci fiecare dintre noi ne îmbrăcăm cu harul lui Dumnezeu. Acesta care este sădit în lăuntru inimii noastre și nu pleacă niciodată de acolo, dar de multe ori este acoperit sau este umbrit datorită faptelor noastre de multe ori necreștine pe care le săvârșim. De aceea trebuie să ne ferim de orice înfățișare a răului și mai ales în zilele noastre, pentru că răul ia de multe ori chip de orice. Este îmbrăcat, este ambalat în ceva frumos care ne este pus la îndemână, ne este dat nouă. Noi doar trebuie să discernem, să alegem și într-un final să decidem ceea ce considerăm noi. Dar atunci când harul Duhului Sfânt este cu noi, când Dumnezeu este cu noi și noi suntem cu Dumnezeu, bineînțeles că facem alegerea cea bună. Adică ne ferim de orice înfățișare a răului și atunci mergem cu Hristos. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos prin viața sa și prin Sfânta sa Evanghelie ne aduce tuturor iubirea, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, toate aceste virtuți, toate aceste daruri pe care fiecare dintre noi trebuie să le căutăm, să ne îmbogățim cu ele. Nu este așa de ușor de obținut o virtute. Pentru că știm cu toții că virtutea este trăirea și statornicia omului pe calea binelui și biruința neîntreruptă asupra răului. Adică trebuie în permanență să căutăm binele și în permanență să stăruim în acest bine. Și în permanență trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu și să-L păstrăm înăuntru nostru. Pentru că cu ceea ce ne hrănim în fiecare zi, ceea ce gândim în fiecare zi, ceea ce facem în fiecare zi, de fapt, acele lucruri arată, de fapt, viața pe care noi, fiecare dintre noi, o ducem. Și de multe ori, din păcate, suntem atrași mai mult spre rău decât spre bine, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu săvârșesc binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc. Și de aceea și noi, cei din zilele noastre și mai ales în aceste zile care
nu sunt deloc liniștite, vin cu tot felul de, să le zic așa, oarecum, cadouri la pachet și de aceea trebuie în permanență să ne păstrăm treji prin ceea ce facem noi. Pentru că de multe ori ne întrebăm dacă ceea ce facem este bine. Am fost întrebat de multe ori și mai ales la școală, de copii. Părinte, este bine să ies cu prietenii? Sigur că da. Este bine să ieșim, este bine să comunicăm, este bine să trăim în armonie unii cu alții. Dar depinde ce fel de prieten, cum vedem noi prietenii. Părinte, este bine să bem? Este îngăduit să bem. Acum depinde cât bem. Adică, în toate trebuie să existe o măsură, un echilibru. Chiar și în vorbă, de multe ori, trebuie să existe cumpătare, echilibru. De aceea, trebuie în permanență să fim cu luarea minte, fie acasă, fie pe stradă, fie la serviciu, nu trebuie să slăbim rugăciunea. Pentru că rugăciunea este cea care ne dă putere. Este cea care ne întărește. Este cea care ne luminează. De aceea, nu doar la biserică trebuie să ne rugăm, nu doar la biserică trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu, ci oriunde ne aflăm, trebuie să fim cu gândul la Dumnezeu. Începusem să vă spun că Mântuitorul, prin viața sa și prin Sfânta sa Evanghelie, ne arată iubirea. Păi cum poate să ne arate altceva dacă Dumnezeu este iubire, spune la Ioan, și cel ce rămâne în Dumnezeu, rămâne în iubire și Dumnezeu rămâne întru el. Iată cât de frumos! Cel care rămâne în Dumnezeu, rămâne în iubire și Dumnezeu rămâne cu el. După aceea, Dumnezeu este pace. După înviere, intră la Sfinții Apostoli, prin ușile încuiate și spune, pacea mea dau vouă. Sau fericiți făcătorii de pace, spune una dintre fericiri, că aceia vor moșteni pământul. Făcătorii de pace, cei care caută pacea în permanență. Sau fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Toate acestea sunt virtuți, sunt calități sau însușiri pozitive pe care fiecare dintre noi trebuie să încercăm să le dobândim. Sau măcar să ne gândim la ele. Și tot este ceva. Dacă ne gândim acolo, atunci cu siguranță încercăm să facem voia lui Dumnezeu. Taina pe care am săvârșit-o în această seară este o taină atât pentru tămăduirea sufletului și a trupului, dar și pentru iertarea păcatelor. Câți dintre noi nu vrea să fie tămăduit? Toți vrem să fim tămăduiți. Toți vrem să ne vindecăm. Toți vrem să ni se ierte păcatele. Dar întrebarea care ne punem, cum și-a pus-o și Sfântul Ioan Gură de Aur, sau Sfântul Vasile cel Mare, sau Sfântul Grigore de Nazian, Sfântul Ioan Sferar, știam aseară că aceștia de multe ori vedeau sănătatea nu ca un lucru de folos. Că de multe ori atunci când suntem sănătoși, nu facem cele ale lui Dumnezeu. Adică nu respectăm poruncile. Multe ori omul când se află la boală, când se află într-o neputință, atunci aleargă cu adevărat la Dumnezeu. Mai cu dorință, mai fierbinte. Și cu adevărat așa este. De aceea, dacă este de folos să avem sănătate trupească, atunci trebuie să o cerem și Dumnezeu, care este bun și iubitor,
care consideră că ne e de folos, atunci vine și tămăduirea noastră. Cu siguranță așa este omul de plin, sănătos, să fie vindecat și trupește și sufletește. Atunci când este trupul bolnav, trebuie să ne gândim că sufletul este bolnav. Adică undeva s-a greșit. De aceea, de multe ori, păcatul mai este numit și boală a sufletului. Pentru că atunci când sufletul nostru suferă, bineînțeles, suferă și trupurile noastre, suferă și trupul nostru. De aceea, pe cât se poate, și fiecare după putința fiecăruia să încerce, nu numai la biserică și acasă, să nu slăbească rugăciunea. Aceasta este prima noastră cale, prima noastră armă, prima noastră portiță către Dumnezeu. De aceea mai este numită și convorbirea omului cu Dumnezeu. Rugăciunea. După aceea, să nu sărim iertarea. Dacă nu iertăm, știm cu toții că suntem supărați la tot pasul. Ne supără de multe ori și dacă vedem o știre sau un gând ne poate supăra. De aceea se spune că ispitele vin fie de la oameni, fie de la diavol, fie din lăuntrul nostru. Trebuie să ne gândim de unde a venit ispita, de unde a venit încercarea, de unde a venit supărarea în lăuntrul nostru. Și trebuie să alungăm supărarea dintr-un început, numai când a venit în gândul nostru. Mi-a spus cineva ceva și ține minte răul, de multe ori nu vrem să iertăm. Dar dacă ne întoarcem la rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșeală noastră, cum și noi iertăm greșiților noștri, vedem că este o condiție, dacă vrem ca Dumnezeu să ne ierte nouă greșelile sau păcatele noastre, trebuie și noi la rândul nostru să iertăm greșelile sau păcatele celorlalți. Așa cum Dumnezeu ne iartă pe noi toți. Deci rugăciunea, iertarea, pacea. Dacă ne uităm în jurul nostru, omul care este pașnic, omul care caută pacea, fie în familie, fie la servici, fie în societate, oriunde ne aflăm, omul care este pașnic atrage în jurul său alți oameni. De ce noi, atunci când vedem niște oameni tulburați, nu mergem la ei? Toate că ar trebui să mergem. Când mai mult au nevoie ei de ajutorul lui Dumnezeu și de ajutorul nostru, așa cum spune tot la taina Sfântului Maslu, iar voi, cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta. Adică noi, cei care venim la Sfânta Biserică, cei care ne rugăm, cei care avem duhovnic, cei care avem o cale și o rânduială în viața aceasta creștinească, trebuie să ne îngrijim și de ceilalți care nu sunt pe calea aceasta și care nu vin la Sfânta Biserică. Nu este ușor lucru, este mai anevoios, dar nu este imposibil. Este mai ușor, mai facil, nu? Să stăm cu oameni buni, cu oameni pașnici, cu oameni răbdători, cu oameni care vorbesc frumos, cu oameni care în permanență discută doar lucruri de folos. Este cu adevărat bine și spre folosul nostru. Putem să luăm de la fiecare câte ceva. Dar folosul este și mai mare atunci când încercăm și reușim să întoarcem un om la calea cea dreaptă, la adevăr. De aceea viața noastră să fie în permanență una trăită cu bucurie, așa cum a citit Domnul ultimul apostol, zicea acolo, bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Hristos, Domnul întru voi. Amin. Dumnezeu să vă arate, să vă binecuvinteze.
poftiți la mirui pentru a șaptea oară. Înainte de asta aș vrea ca Părinte Nicolae, în numele Părintelui Cezar și în numele bisericuței noastre, să vă mulțumim că ați ținut vie flacăra rugăciunii noastre și a rânduirii noastre, a bisericuței noastre în seara aceasta. Și aș vrea să vă spun că Părintele Nicolae Bătaru este preot în comuna Helcu-Gălnicianu. Este un părinte cu care am slujit câțiva ani și la catedrală. Și l-aș caracteriza prin două cuvinte. Nu vorbesc gratuit, ci sunt lucruri pe care le-am constatat și care au dat mărturie prin faptele și prin lucrările Sfinției sale. Și anume, Părintele are două virtuți, n-a vorbit în necunoștință de cauze despre virtuțile creștine, și anume are o răbdare care o împinge spre, din ce în ce, spre performanțe frumoase și foarte multă discreție în lucrarea pe care dânsul o face acolo la parohie. Și vreau să vă spun că cu răbdarea de care dânsul dă dovadă a reușit să stingă foarte multe conflicte, a stins foarte multe incendii din viața sa și mai mult decât atât, tot prin această răbdare și această discreție care pe noi colegii dânsului ne uimește, a dobândit foarte frumoase daruri. Și mă refer aici, în primul rând, la cele două fetițe gemene pe care le aveți, venite printr-o minune în viața dumneavoastră și slavă Dumnezeu pentru toate. Încă o dată vă mulțumim frumos pentru că ne-ați slujit astăzi și vă mai așteptăm, dacă v-a plăcut în mijlocul bisericuței noastre, vă mai așteptăm ori de câte ori puteți. Cu toată sinceritatea vă adresăm această invitație permanentă și aș vrea să mă adresez și dumneavoastră, fraților. De multe ori aș fi vrut să vă spun și să vă mulțumesc pentru un lucru pe care l-am văzut la frățiile voastre. Am avut ocazia, dar poate din cauza puținei mele țineri de minte, n-am reușit. Noi vă cunoaștem destul de bine pomelnicele, vă cunoaștem scrisul, vă cunoaștem uneori și apăsările și problemele pe care le aveți. Părintele Cezar mai mult, eu mai puțin, însă constatăm cu foarte multă bucurie și fericire și împlinire a noastră, vă slujitori, că vă pomeniți unii pe alții. Și aș vrea să vă mulțumesc din tot sufletul că aceasta este o dovadă a faptului că aici suntem o biserică care lucrează în chip dumnezeiesc. Și vă mulțumesc frumos pentru gândurile acestea pe care le aveți de a vă ruga unii pentru alții, de a vă ruga dumneavoastră pentru niște oameni pe care nu i-ați cunoscut până să călcați pragul bisericii. Vă mulțumim frumos și să vă ajute Dumnezeu să vă împlinească rugăciunea. Părinte, mulțumim de suflet. Eu mulțumesc. Și mulțumesc. Multă sănătate.